Un poco preguntado si puede ser así, pero si es tres, a mí no puedo. Oye, tiene un número 52.19, privind codul administrativ, precum și la dispoziție numărul 23/6/2021 emisă de primarul comunului Crești, am fost invitat să participăm la ședința ordinară de astăzi, 29/6/2021, ora 15. Dacă sunteți de acord, dăm criteriile ordinii de zi. Punctul numărul 1. Aprobarea proiectului ordinii de zi la ședința ordinară din 29/06/2021. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25/05/2021, rapoartele comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea Consiliului, timpul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, intercepărilor, tehnicilor și alte probleme care se supun dezbaterii Consiliului. Punctul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind acordul de principiu din partea Consiliului Local al Comunei Urechești pentru întocmirea documentației tehnico-economice privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Inițiator, primar Comuna Urechești. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu din partea Consiliului Local al Comunei Urechești pentru întocmirea tuturor documentațiilor în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizare în punctul de exploatare agricol, inițiator, primarul Comunei Urechești. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu din partea Consiliului Local al Comunei Urechești pentru întocmirea documentației tehnico-economice privind extinderea sistemului de alimentare în bacă potabilă de incendiu și canalizare al Comunei Urechești de inițiator, primarul Comunei Urechești. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadrul pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor, cadrul de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative în școli pentru perioada 2021-2023. Iar punctul numărul 8. Diverse. Supunem la vot punctul numărul 1. Mai citim sau avem și care? Se pune la vot, dată la vot, acordul de zi. Aprobarea proiectului ordin de zi a ședinței ordinare din 29/06/2020. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Care e pentru? Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare din data de 25/05/2021. Până la vot. Sunt mesiuni la procesul verbal? Da. Sunt mesiuni la procesul verbal. Altceva, alte mesiuni de lămurit, de concordanță, de... De ce se poate mai pentru asta? Okay.
O să vă rog și la acea zi. De rând, mă vă rog sau nu.
Da, e vorba de programul de finanțare din fondul de mediu, contul care nu era mai accesat de clantiz, anterior. S-adresează instituțiilor publice, implicit primăriile, și consider că este necesitatea în vedere faptul că pe lângă ceea ce trebuie să facem mai legi în privire la modernizarea spațiului, putem accesa programul pe eficientizarea energetică. Asta presupune și energie verde, presupune izolația termică, presupune schimbarea uși, geamă și alte elemente, tot ceea ce înseamnă tehnologie nouă. Mi se pare necesar, având în vedere că în spațiul primării nu s-a mai investit de peste 10 ani. Și consider că este un program și ușor de accesat, cu șanse reale ca să putem obține banii. Și cred că nu suntem nimeni împotriva ideii de a face primării așa cum trebuie. Pentru că, vrem sau nu vrem, este imaginea noastră și interfața între noi și comunitate, între noi și ceilalți. Deci despre asta este. Deci dacă sunt discuții la Andrei, domnul Andrei, mai se mai scrie cineva la vot? Doamna Dragoveț, la vot. Doamna Cruceanu. Și eu vreau să mă spun. Doamna Andrei. Doamna Andrei, aveți cuvânt. Sunteți siguri că sursa de finanțare o să le dea Ministrul Mediului și pentru așa ceva? Pentru că noi am elaborat un proiect. Noi intenție să facem un proiect. Pentru că facem un proiect. Ca să știm ceea ce facem în primărie. Și noi mai avem proiecte și cu gaze și astea determinate. Noi am să ne axăm ca să terminăm ceea ce am început. Și pe urmă, vezi că dacă și-o vreau să știu dacă suntem siguri de banii aceștia. Și atunci facem proiect. Poți da? Da. Ok. În primul și în primul rând, e vorba de proiect. Trebuie să ne înscriem, practic, în termenul stabilit către minister. După care se întocmește documentația tehnico-economică. Deci noi trebuie să facem pașii, având în vedere că sunt și reale să obținem banii. Și e păcat să nu încercăm. Pentru că dacă nu facem nimica, o să spunem că n-am făcut. Sau o să spună alții că n-am făcut. Deci dacă este sursă de finanțare, și nu vorbim de, nu știu, termene IEM ani, e vorba de termen foarte scurt. Din iulie, acum începe procedura. Deci ne înscriem în sistem, trebuie să ai plătite obligațiile către Ministerul Mediului la zero, ceea ce am făcut. Deci, în condițiile date, avem șanse reale să obținem finanțarea. Așa cum am obținut și pentru programul cel de care știm cu toții, Iluminatul, le punem și pentru programul ăsta. E păcat să nu facem lucrul ăsta. Iar în referitor la gaze, să zic că nu trebuie. La gaze, STP-ul este făcut. Așteptăm să se lanseze programul pentru gaze. Nu vreau și cine vreau să aducem în evidență. Noi facem un proiect, de exemplu, pe medie. Și ăla se termină și ajung bani din altă parte pe urmă și nici nu se realizează. Deci cu proiectul gaze. Am început pe proiect, am început pe ăla și nu s-a realizat nimic. Eu vreau să știu dacă e sursa, sigur. Nu se facem de dragul de a face proiect. Noi e ușor să facem proiect. Facem o hârtie, noi ridicăm mâna cu totul, cu tot ce sus, gata, suntem de acord. Dar realizând nu se văd cum mâna urechești. Deci asta zic. Dacă e realizabil sursa și ceea ce știu, așa, eu sunt bani, nu o să fie bani de la guvern, dați pentru așa ceva. Dacă aveți soluții mai bune și nu știu, credeți. Repet, dacă în urmă cu câteva, cu două luni de zile, am obținut finanțare pentru Iluminatul Stradal, tot din fondul de mediu, asta nu înseamnă că nu se obțin bani. Dacă fondul de mediu are banii ăștia și a lansat programul, e păcat să vă lansăm și noi proiectul de care vă vorbesc. Deci nu e vorba de altceva. Deci nu vă cer să fac cine știe cine bun. Și apoi nici nu ne obligă la sume ca să spui că faci cine știe ce proiecte, cheltuie. Nu. Începem să rezolvăm problema cu resurse limitate, în așa fel încât să găsim șansa reală să obținem finanțarea. Și eu sunt convins pozitiv. Da, mulțumesc. Da. Nu, dar mai e altcineva. Vreți să spuneți care este programul de finanțare?
toate cele de pe AFM. Da, verificați ce pe urmă. Păi sunt desenele de AFM și nu-mi dau seama unde am. Unde e de unde e. Să completați și adesează cu primările, dacă nu e sumă. Dar este trei puncte de fiecare, inclusiv primările. Aș vrea mai detalii foarte succint proiectul de hotărâre. Ce se dorește, de fapt? Ce se vrea? Ce anume? Absolut. Deci, ne raportăm la eficiențele energetice, da? Da. În primul și în primul rând. Anveloparea, am înțeles. Anveloparea clădirii. Izolare, da. Geamuri, uși, să accept în program. Da. Acoperișul, schimbat acoperișul. Învelitoarea, în speță. Energie verde cu fotovoltaice. Centrală termică. Astea sunt acceptate de proiect. Și niște indicatori tehnico-economici, ceva, ca să vedem în ce cheltuieli putea încadra un deviz de lucru, ceva de deci ce asta după ce se face analiza detaliată a celor care să o rezolve, asta pot să spun în momentul ăsta. Noi ne facem o scriere la un portal la ei, după care se rezolvă problema. Proiectul de hotărâre de astăzi este doar pentru a ne înscrie și a... A ne înscrie și a începe să facem documente. Începe să facem documentația, ulterior urmând să intre din nou, să avem un proiect de hotărâre prin care să aprobăm... Absolut. Indicatorii. Dar vă spun altceva. Deci, maximul sume ce se poate atrage în asemenea proiect este de 1.500.000 de lei. Deci, asta este maximul. Deci, 5 miliarde de lei. Așa mă simt. Deci, asta este suma maximă. Chiar poate fi mai mică, asta e altă discuție. În funcție de ceea ce rezultă, în urma analizelor și la ceea ce trebuie să se facă asupra clădirii respective. Și cât este finanțare? Și cât foarte, foarte puțin, proprie? Foarte puțin. Undeva la sub 10%. Contribuția proprie, da? Da. Aș vrea să știu și care este programul. Eu nu l-am găsit, poate probate asta și ceva de la noastră. Să vedem unde am putea încadra, nu știu unde am putea încadra. Adică trebuie să văd, din ceea ce se știe, după 5 începe să înscrierea în portal, în sistemul ei. Și păcat să rată. Doamna Vrăceanu, de spune. Ați depus proiectul cu iluminatul inteligent. Ați zis că v-au venit, a fost aprobat, dar nu se vede nimic. Ce să... Deci, s-a făcut proiectarea, s-a făcut achiziția. Așa. În momentul ăsta se lucrează pe proiectul tehnic și pe autorizație și estimez undeva în luna august să înceapă să se monteze lucrurile. Cu gazul, tot bani încântrești cu gazul. Cu gazul, la alte comune s-au deja lucrat, nu au făcut. Deci cu gazul, așteptam să înceam finanțarea prin PNDL 3. La fel și cu asfaltarea. S-au pus bolovani de strada principală vernică, acum ia sunt găuri, ia cheltuie în bani, dar de ce nu faceți un proiect pentru asfaltare? Până asta eu cred că e cel mai necesar pentru cetățenie. Ai făcut documentația pentru drumul care ai vorbit noastră, așteptam să fac finanțare. Nu trebuie 30 de ani, eu sunt curat, nu sunt bondată. Tot bani nu m-aș spus, eu nu sunt împotrivă la proiecte, să nu credeți că sunt împotrivă. Dar hai să facem ceva concret și realizabil. Nu facem proiecte și le facem în 2072, că poate nu mai suntem unii din noi. Hai să facem ceva concret. O să am eu 100 de ani. Tot venim aici, ridicăm mâna, ridicăm mâna degeaba. Nu se iau măsură, niciun fel de măsură, nu se iau niciun... Face și vezi de-așa un întreabă. Eu zic, nu sunt împotrivă, dar să văd ceva concret. Să văd ceva realizat. Au trecut 25 de ani. Noi tot așa stăm în bolovan și tot așa circulăm gaze, nu? Acum e cu canalizarea, pe unde se sapă, pe unde nu se sapă. Și noi facem proiect aici. Mulțumesc. Da, o să-mi dă întrebare. Din punct de vedere juridic, clădirea primăriei este definitivată? Știu că era odată într-un litigiu. Nu, clădirea. Nu. Dar a fost o singură problemă asupra unei părți din teren, dar s-a rezolvat și nu există niciodată de niciodată. Deci primăria este în domeniul public și comunia este. Mulțumim așa asta. Nu există. Ca să nu investim. Nu. Să punem la vot punctul numărul 4, care este pentru. Care sunt împotrivă? Thank you.
Nu, nu știu ce să știu. Și am ținut, da. Dacă vedem linia de plantare și nu am să mai exact unde le plantare și când putem să le vedem peste două săptămâni toată ședință și... Uite-te! Deja trece. Lansarea se face pe data de 5 iulie. Uite-te! Păcat, păcat, trebuie să știi cum vreau eu și că n-ați vrut. S-a găsit un proiect pe care puteam să-l prindem, vorba de 5 miliarde de lei maxim, care puteau fi obținuți. Și marea majoritate nu a dorit, asta este decizia noastră din punct de vedere politic. Deci e păcat. În cazul ăsta... Nu mai zic. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu din partea Consiliului Local al Comunei Urechești pentru întocmirea tuturor documentațiilor în vederea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizarea drumului de exploatare a inițiator primarul Comunei Urechești. Da, e vorba de proiect finanțare europeană, deci măsura 4.3, din PNDR. În iulie acum se face lansarea, tot cu sursă de finanțare, deci încă nu există. Se adresează tuturor satelor în funcție și de punctajul pe care vrem să realizăm, sau mai bine spus, traseele vor fi determinate și de posibilitățile de a punta cum mai bine proiectul. Din simulările pe care le-am făcut, ne situăm la un punctaj foarte bun și păcat să mă accesăm. Deci cam asta am de spus. Da. Dacă sunt discutiți, trebuie să fie la vot. Domnul Pisecar, domnul Andrei. Mulțumesc, doamne președinte. Deci drumul de exploatare agricolă sunt foarte buni și trebuie făcute pentru că sunt fermieri, au nevoie de acces, de transport, plus mici fermieri, numai lei mari. Dar totuși noi am avut un realizat un drum de ăsta agricol și îmi pare rău, nu s-a ajuns la cum scrie pe standard, deci trebuie practic pentru să fie cât mai bine, să nu fie rău, că dăm înainte. Deci nu, dacă se face tot așa, îmi pare rău, nu cred. Da. Deci aceeași, nu suntem consilieri mai vechi, drumuri agricole am mai făcut, dar le-am făcut din mers, adică mașina din basculă, câte un pic, de proastă calitate și nu s-a înțeles nimic din drumul respectiv. Așa de sifonat bani, eu stau și mă întreb, Uniunea Europeană ne dă bani numai să facem drumuri agricole la Urechești și drumul principal sau ăsta asfaltat nu ne dă pentru așa ceva. Noi facem prin program, spuneți că PNR europene și mergem prin PNR. PNDL pentru asfaltare, prin care programul de reziliență să dau bani pentru gaze. Deci, dau Urechești, totul e făcut ca să nu se ia nimic. Deci, noi căutăm să accesăm, dacă facem niște program, măcar să ne facem niște program, să ducem până la capăt, să ducem bine. De bani de sifonat ca să facem drumuri agricole, scuzați, poate să fie fermierul să-și vadă, să-și ducă el, oricum îl strică drumul care îl face, nu o să fie la straniță, mă ța tot pe drum de lut. Așa că nu o să punem piață, noi vin câmp. Noi dacă facem drumurile în interiorul Comunului Urechești, că avem numai 2600 de metri de asfalt, mai mare rușina. Asta e singură rău. Mai altceva n-am zis. Eu, în principiu, zic că și drumul ăsta care se întâmplă de vegetal, că de oameni nu trebuie să fie bine. Eu mă spune, eu nu sunt agricultor, ce e frutiere, adică dacă abandonăm și stilul ăsta, că nu facem, știu, la poartă la venit, noi el, nu fiind la bada, dacă sunt bani și facem, că se vinde cu ăștia pentru proiectul ăsta, e păcate. Adică drumul și eu venit, e păcate. Păi, de-a plăcut. Nu uităm că legile le pune la pădure, cadă, să acolo și plouă cu furtuna. Mă rog, până la zile. Adică vă spune în punere ca oameni care avem pământ, ar fi bun. Adică nu te poți deplasa pentru ploaie, e lucrurile noastre. Dar nu ne putem deplasa prin sat după ploaie. Știți pe ce poate, dar banii ăștia nu pot să meargă într-o direcție, să fie folosul chiar la cetățenii. Deci chiar dacă plouă, nici prin sat nu se poate circula. Acum când s-a plouat, s-au inundat urți.
Terenul? Deci despre ce vorbim? Întâi s-a stat în interiorul satului, după aceea mi-a stat în exterior. Eu așa cred că e cel mai bine. Spre pădurii să-l facă aia. La pădurii se duc cu cei doar lemne. S-au pus prat pe barieră, nu-l mai facem. Facem niște șanțuri adânci și gata. A terminat. Mai facem drumurile de la Fornăței. Drumul de la Fornăței la Buna Dochie. Noi am prins în plan de investiții alte drumuri, pentru care ne-am dat acordul. De ce nu? Da. Să mergem mai departe. Nu amestecați lucrurile. Procedura. În planul de investiții au fost cuprinsi cele care au avut finanțare totală sau parțială până la data asta. În plan de investiții poți introduce oricând o investiție nouă, dacă ai și sursa de finanțare și obții acea finanțare. Deci se poate introduce oricând în planul de investiții. Finanțarea asta de care vă vorbesc în momentul de față nu exista până la data asta. Iar acum se lansează. Deci nu putem discuta de certitudinea investiției respective până la data asta. Iar de aici încolo va avea sesiuni pentru finanțarea unui asemenea obiectiv. Ați înțeles? Avem bănuți, ca și aici că fi o cofinanțare. Doi. Avem bănuți pentru astfel de proiecte? Deci. În general, cofinanțările la proiecte de tipul ăsta sunt foarte mici. Foarte, foarte mici. Sau sunt recuperabile, bine spus. Chiar dacă faci anumite cheltuială, după care se recuperează. Deci, e păcat, dacă tot există posibilitatea asta unei finanțări europene și pentru drumurile agricole, e păcat să nu o facem. Dacă nu vreți să aprobați, am obligația să informez și să facem ceea ce are șanse de finanțare reale. Când am lansat ideea asta în fața dumneavoastră, să știți că am făcut analize serioase, am făcut teren, am văzut ce șanse reale de punctaj sunt, pentru că dacă nu avem șanse reale de punctaj, degeaba îl facem. Suntem printre puținii care putem să obținem finanțare prin faptul că avem agenți economici în extravilan. Și ne-i dă șansa asta. Altfel obții. Deci, dacă ratați sau dacă nu aprobați, vă duceți dumneavoastră. Eu nu vă forțez, eu sunt obligat să prezint. Și am făcut. Eu vă mulțumesc. Domnul primar, o întrebare. Drumul agricol în ce stă? Să-i face un domnul Borțun asfalt, că n-are voie, după ce dăm asfalt, să treacă prin comună, să meargă până la Lizera a doua? Deci facem tot pentru societățile respective, nu pentru oamenii din comuna Urechești. Facem pentru cine facem drumul? Că să meargă la Lizera a doua, ca să iese la șantier. Nu. Deci tot pentru un agent economic. Tot pentru un penelis facem lucrarea respectivă. Nu pentru cetățean. Nu pentru cetățean. Și am mai fost drumul agricol care, v-ați aminte, la Luca Dăchii, am mers pe legea apelor și a pădurilor, prin Dăvăsul. L-am schimbat în Gal. Din Gal a fost confinanțare și ne-am dat noi 60% și Gal ne-a mai dat 35%. Și primăria Urechești tot a rămas. A făcut împrumut de 18 miliarde ca să trăie înțeleg. De asta mă deranjează un privat. Pentru că începem un proiect pe o așa și ăsta se schimbă în timp în care nu mai țin din consiliere. Și vreau să vă vedeți de treabă și să schimbați cu prescriptivii turmă. Și nu mergem cu programul ăla, bă, nu ne mai mințiți, că știm și noi destul de bine. Gaze nu poate să meargă pe DDL 3 și n-are cum să meargă o dată. Mergem în programul de reziliență care zice că face cu hidrogen, cu îmbunătățirii. Ăsta s-a lăudat pe mass media, Ministrul Energiei, și face un proiect pilot pe o zonă de Moldova. Dar care e zona aia? Eu m-am gândit că face la Urechești și așa sunteți pe aici, așa, poate ne pune gaze și nou. Cu domnul Ferechiu, că se plimbă pe aici, eu am zis că și politice, mă, poate ne ajută ei. Dar nu să ne spuneți, domnul, prin niște programe care nici nu visez că o să primim un pas. Nu să primim pe programul ăsta niciodată. Și asta e bun că se filmează, că peste 6 ani o să vedem că nu a fost ceea ce a fost corect ceea ce am spus. Doar câteva cuvinte. Într-adevăr, colegii sunt oleacă reticenți la drumul de agricultură, dar eu sunt unul dintre cei care fac agricultură. Și necesită îmbunătățirea drumurilor agricole. Din cauza asta, pentru că noi n-am făcut nimic, aproape nimic, ca să fiu o leacă mai indulgent,
Avem drumul așa cum sunt la ora actuală prin, câmpurile. N-avem pripoare, n-avem nimic, n-avem canalizare. Iar noi, consilierii, dacă ne opunem să facem chiar câte un pas mărunt în promovare, vor rămâne tot așa și generația următoare. De asta eu rog consilierii care vor să aprobe asemenea proiect. Să ne bate pentru ele, să fie și realizabile, dar nu putem să ne oprim la toate. Nu dăm niciun aviz că nu s-o făcut. Păi atunci nici nu facem. Pierde timpul deja pe acest lucru. Da, da. Eu mă referam pe spune de drumul ăla agricol care a fost făcut prin dumneavoastră. Eu chiar mă gândeam să iau. În decembrie, domnul primar mi-a solicitat, a dat aviz favorabil, când se detonează. Deci ne întoarcem tot în același punct, totdeauna. Nu așteptăm. Așa că voi nimic, nu dăm drumul la proiect. Deci la cine strângem aici? Domnul Andrei, făcuți o întrebare singură. Borciuri prea pui pe urmare, pe oameni, da? Nu are pământ cu pozet. Au oameni cu odicești. Dacă tot nu gândesc bine, omul ăsta de la oameni produse foarte multe. Fiind cu oameni din comună au odicești, că a fost pensionar ca am fost, n-a avut bani pentru să lucreze pământul, a dat pământul în asociație. Dacă nu e pământul ăsta, mâna în bot, acum aș spune, că îți iau fac pământul pe pentru pământul tău. Nu ia lui pământul. Și el și tu. E absolut. Nu e tot cu pământul, că e chiar mă bine. Am impresia că sunt în 1949. Istoria se repete. Nu e să ajungi și la toată să nu mai merg. Deci, cum e asta proletară în față de un agent economic? Și asta. Dar ce, doar ăla sau el este cel care exploatează terenul comuna Orechești? Păi sunt atâția. La subvenție sunt 200 și ceva entități. Nu-i doar un om. Și faptul că omul ăla, băi, omul ăla a salvat de la distrugere două obiective economice în comuna Orechești care au falimentat în ultimii 10 ani. Ați înțeles? Unul a fost cel de peste, în fața primăriei, de Biserica Ferată, care l-a preluat. Și al doilea este Balastieră. Că cineva vrea să facă ceva, acum trebuie să dăm cu turnul el, cu cine știe ce face, dar el se ia cu onoarea și demnitatea omului. El, în comuna Orechești, exploatează suprafețe foarte, foarte mici. E vorba de câteva hectare. Dacă vreți să știți și pe asta. Baza exploatației agricole a lui o reprezintă Sascutul. Restul ce sunt ceilalți care exploatează. Că sunt câțiva care au de ordine de 100 de hectare, este adevărat. Dar asta nu înseamnă că unul singur face nu știu ce. Și nu trebuie să ne ducem cu ura asta față de anumiți oameni că sunt mai experienți decât ceilalți. Deci noi dacă o facem, trebuie să o facem din două considerente. Unul, că dezvoltarea economică presupune inclusiv, loc de exploatare agricolă, pe lângă cealaltă dintre alea. Iar dezvoltarea economică presupune existența agenților economici. Sau veniturile bugetare sunt absolut dependente de agentul economic. Știți cât a plătit omul ăsta în anul ăsta la comuna Orechești? Aproape 1 miliard de lei vechi, 100.000 de lei, până la data asta. Și vreau să dăm într-un el. Faceți ce vreți. Mai departe. Discuția proiectului nu este pentru persoana care a adus o discuție. Discuția a fost alta, s-a ajuns aici, da. Asta e altă. Deci, practic, nu trebuia să, dumneavoastră, nu trebuia să aduceți. Asta a fost
ideea și discuția consilierului. Nu vreau să spuneți, cu tare nume. S-a exprimat. Nu, dar nu trebuia să spuneți, că proiectul practic nu scrie bord, sun, sece sau cum o cheamă pe societate. Nu trebuia să-i spuneți, deci la ei spuneați că nu e. Da, da, el a spus el ideea lui, că așa e. Dumneavoastră nu te-ai răspuns. De la așa, băi, ăsta e proiectul pentru drumuri agricole, nu trebuie să dai nume fiind de la Elizea Rapotare. Asta și eu, tot la fel, sunt în opoziție și eu vin cu argumentele mele. El la fel, dumneavoastră aveți partea dumneavoastră. Dar ați venit cu proiect. Da, hai. Și punem la vot. Proiect. În drumul 5. Care sunt pentru? Împotrivă? 7 pentru la 1. Împotrivă? Care sunt? Și abțineri. Chiar scrie aici, totodată, proiectul are în vedere și execuția unui foraj în satul Urechești pentru asigurarea surselor de apă necesare. Având în vedere, numai de care fiecare coleg. Deci aici nu trebuia articulat tot odată. Ori făceam separat. Pentru că eu mă uit mai jos și scrie că, apropo, pățesc colega, are surse de finanțare. Surse de finanțare ale acestui proiect vor fi și cele europene. Vestitul și mult dărâmatul PNRRR. Care știți ce s-a întâmplat și îi s-a atâtea discuții, când mă uităm și noi și suntem atenți la toate treburile astea. Deci nu cred. Și mai e înaltul cu lucrările publice, care de fapt e la un partid, în fine. Deci trebuia separat, mă gândesc eu, la asta, la extinderii, a mai fost odată și a fost ok. Cum s-a făcut, dar s-a făcut. Dar asta era un proiect separat. Păi facem, cât ne costă, venea, făcea exact cum spunea și colega. Deci se făcea un studiu, spun așa se face, așa trebuie. Se prezenta la licitații, noi alegeam ofertantul cel mai bun, nou, care ne convinea bine, nu știu cel mai prost. Să facă treaba bună și atât tot. Dar aici, la surse, că tot s-a discutat despre surse, că vin, că nu vin, nu vin sursele, când am văzut PNRR, care de fapt nu știu, din 80 ceva de miliarde care s-au promis, au mai rămas la 30, din 30, 18 și din 18 tot 12, care din alea 6 sunt datorii, într-un mod. Sau 8. E sigur că vine primul deputat la kilometru 4. Da, asta a vrut să zic. Totul e... Da, păi tot, dar nu, dar astea sunt făcute, dar acum apropo, numai 30 secunde, domnul președinte. Astea, practic, sunt făcute bine, sunt buni proiecte, trebuie să făcute. Am mai discutat, trebuia să-l terminăm pe ele care le-am început, care costă o grămadă de bani și nu s-a dus la finalizare niciunul aproape. Așa, din alea două mari. Ăsta a treilea canalizare e curs de dezvoltare, din finalizare, să zicem. Dar așa, atunci nu mai face. Facem la 3 luni o ședință cu execuția bugetară, suntem de acord, suntem de acord și la revedere. Să face și economie la buget, nu se mai încasează indemnizațiile și când avem treabă cu adevărat și avem toate proiecte și băi, ăștia-s banii, dragii noștri cetățeni sau aleși locali, uite, facem treaba. Și toată lumea este de acord. Așa? Da. Domnul Andrei. Da, salut. Mie îmi place. Proiectul e bun. Extensia trebuie făcută, numai să avem de la extinderea de apă la kilometru 4, vedem când o facem, șosea sau... Problema este să avem și apă. Dacă începem cu forare pentru la puțul, să-l rezolvăm, tăi puțul și cum extinderea e ok. Na, ce să zic. Asta trebuie făcut și cu banii noștri. Păi, da. Nu neapărat fondul. Asta e ceva care trebuie să duce. Nu ajunge noi la bani. Domnul Anghel, poate. Deci, salut inițiativa.
dar trebuie să ținem cont și la coordonația la acolo, la extindere. Deci avem pe partea dreaptă a șoselei, sunt locatari care încă n-au rețea de apă și canalizare. Dacă tot am mai făcut și pe regulă, haide să găsim soluții și pentru acolo. Prima stradă, la Sânta. Prima, prin Pavel, nu am început. Nu am atat, nu sunt. Da, tot. Cel mai kilometru 4, dar noi nu avem un stat la 2 metri de ceilalți locuitori. Nu e normal. Asta e prima oară. Nu e normal să-i raportăm și pe ceilalți, dar hai să raportăm pe acest. În inima sa. Și care au și acces la canalizare cât mai repede. Pot vorbi, da? Mă rog, doamne. Grozav este un lucru. Nu, frate. Mai devreme, îmi spuneați de PNRR. Păi nu vorbim și eu, vreau să vorbim mai. Să spune doamne, ridicați în zări PNRR-ul, la început. Când a venit vorba de PNRR, dați-mi ca PNRR-ul. Nu, frate, sunt consecvenți. Ori sus, ori jos. Ori de doi. Haideți să mergem pe firul lucrurilor. Stai în oameni să se rezolvă, stai. Aici se răspund Vasile, că el se cade. Da. Întocmirea documentației se face din timp pentru că presupune o serie de elemente, măsurări, calculări, proiectări și toate astea, da? Nu se face așa dintr-o secundă, încep cu NRE-ul, băi, un alt document, îl vine ăla, nu știu ce. Se face etapizat. Finanțare putem obține pentru oraș și pentru rețea. Și discutăm de extindere de rețea. Deci nu e rețea nouă, este extindere de rețea. Și în extinderea de rețea punem tot ce înseamnă extindere unde trebuie extins. Așa. Acum, în construirea mea și fostul vice și actual vice. A rămas zona aia acolo și noi am avut tentative. Problema cu supraversarea de la drumul național. Dar și o să facem trecerea în momentul ăsta când se face și canalizarea, ca să supraversăm conducta acolo, să terminăm o dată discuția și cu trecerea de sub drumul național. Da? Ca să știm. Ceea ce vrește am dat. În ceea ce privește sursele de apă, știm bine că sistemul de la Cănățel, Sarnăul, Cadochie, au două foraje de 150 de metri fiecare, un debit foarte bun și nu necesită niciun fel de intervenție asupra lor în momentul să fie să faci apă. Urechești are un singur foraj, artezian, vechi de aproape 40 de ani și care trebuie, imperativ, trebuie luat măsuri să facem un alt foraj, pentru că nu mai asigură cantitatea sau debitul de apă necesare la 60% din comună. Și asta se vede în special în perioada secetoase. Știți bine? Și se întâmplă când imediat s-a ridicat temperatura la 35-40 de grade, constatăm că apar debalansări în ceea ce privește alimentarea cu apă în cele două sate. Deci, mergem sistemic. Nu merg, fac întâi foraj, fac un foraj la 300 de metri, minimorul, 100 de mii de euro, plus TVA. Da. Minimorul. Asta înseamnă undeva la 6 miliarde de lei. Aproape. 5 miliarde. Da? Deci, ăsta e adevărat. Deci, am exagerat să spunem că ne permitem noi, în momentul ăsta, să facem curat, nu este să provi. În schimb, dacă există șansa să depunem prin PNRR, prin PNDL, prin CNI, prin ce dracu o să mai fie, e bine să le avem făcute și puse, că se pot face. Și sunt șanse reale să facă. Se vor da bani pe extinderi de rețele, țineți minte. Nu ființă de rețele, extinderi de rețele. Vorbea domnul Andrei, de Uniroma pe în zona de kilometri 4. Dacă facem forajul în Urechești, sursa foarte bună, facem legătura cu Clopozia și o ducem la kilometru 4. La fel procedăm și cu canalizarea. Dar gândiți-vă că anul trecut, în octombrie, a fost nenorocirea de la kilometru 4. Știți foarte bine ce s-a întâmplat, nu în octombrie, da? Când nu era sursă de apă decât la câțiva, la kilometru jumate de kilometru, în Slobozie. Cu incendiu. Da. Și îmi spunea omul la care a suferit o pierdere aproape 1 milion de euro, a zis, doamne, singura
localitate care mi-a dat sprijin cu susurile, a fost Surecești, pe ceilalți în regiune nu s-au uitat. Asta spunea el, nu spun eu. Deci, trebuie să asigurăm și pentru el, și pentru cei care sunt acolo, și pentru alte zone, că sunt, de exemplu, silosuri, trebuie canalizare, obligatorii trebuie rețea de canalizare, silosuri, rezerva statului, da? Un exemplu. Dar trebuie să avem în vedere de toți. Nu se fac lucrurile bătând din palmă. În documentația, trebuie să lanseze proiectele, să programele astea de finanțare. Nu putem sta așa. Chiar dacă e adevărat, dacă stau și o recunosc, e o stare letargică. Nici eu nu sunt mulțumit de faptul că să merge greu. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mă pregătesc, să mă lansez, să le duc atunci când trebuie dus. Și vis-a-vis, eu chiar vreau de urgență să mai stăm 5 minute, discutăm la cel de care e primul proiect care e... O să reluăm, sau să ne întâlnim într-o ședință separată, și să vă convinc că nu e niciun pericol și îi făcați să nu-i facem. Așa. Deci, nu le facem nici eu, nici dumneavoastră, pentru un interes personal. Nu facem, trebuie să le facem pentru oamenii ăștia. Când, fraților, nicio entitate care trebuie să lasă să câștigi pentru un proiect. Nu poate. N-ai cum. Și merg acum analizând oportunitatea de finanțare, dar și șansa reală de a obține ceva. Deci că nu o să fie finanțate 100%, poate. O să fie 70, 80, 30, 90, cât o să fie. Dar trebuie să facem ceva. Nu facem nimic. Dar trebuie să facem. Mulțumesc. Domnul Doreanu. Problema cu calitatea apei, ce spuneam, că de două săptămâni e neagră, probabil știți, în Curățel. Curățel, nu știu, la mine așa ajunge mereu, neagră. Da. Nu pot să stăm cu fecă. Urcată să spălă bazele, deci să-i curăț. N-am venit cu o probă, dar să vedeți că e dezastru și la toalete și peste tot, pentru care nu știu dacă e... Nu, bine, față pentru că... E groaznic. Dar ce fac să fie? Repet, dacă este ok cu apa de la Curățel și de la, dar ceva e în regulă că apa nu este în regulă. Asta am trebuit două străbe, da? Da. Da. Dar mai am constant, nu se mai limpezește. Am mai fost și da, mare, și parcă că ești și da. Dar nu trebuie să nu se pot duce, nu trebuie să te pune. Trebuie verificat unde că este altă problemă de nu... La bazin și la poporul. A trebuit pășat undeva ca să nu vină la noi să ne fugă filtrele și toate instalațiile și ne strică tot în casă de ele. Nu vreau să-mi doare să încerc la bazin, de care fi bine și... Domnul președinte, numai domnul Stăvânt Primar, referitor la restauranță de finanțări, cofinanțări. Rezidenți sunt pentru că știu ce s-a întâmplat. De exemplu, chiar pentru locația asta aici care ne află. Știți că a fost, ne dă 75%, s-a votat, am votat și eu chiar dacă eram în opoziție. Că așa e viața, că așa se întâmplă și sper să fiu în opoziție în continuare, nu-i problemă. Ei, așa privește altfel lucrurile. Și s-am ajuns, practic, invers. 75 noi care și acum mai avem de dat banii. Și nu știm ce ne-a dat cineva. A, firul, mi-a venit a firul, mi-a scărtinat, mi-a mai scuturat de urechi, aveți grijă, nu-i aia, nu-i aia. Am mai venit cu istul, când era domnul Dumbrăveanu, viceprimar, că așa s-a întâmplat cu colectivul și, băi, v-am scuturat că nu mai trebuie ușă de să iasă afară, nu înăuntru. Deci, de asta sunt discuții și sunt așa. Pentru că știu ce s-a întâmplat. Pentru că nu funcționează, deci nu știu. Na. Hai, deci. Domnul Constantin. Asta vreau să zic și eu cu apa, cu calitatea apei. Văd aici că scrie apă potabilă, eu nu cred. De ce? De ce? Da, dar în primul rând, apă potabilă. Dacă facem un sondaj, cel puțin în satul meu și Curățel, nu cred că 5% din populație consumă apă de la robinet. Nu cred. Dar nici în ureche. Am propus odată să achiziționăm o stație de filtrare performantă care ar scuti și ar îmbunătăți semnificativ calitatea apei. Nu cred că ar costa lor și am face un bine, în primul rând, populației, sănătății populației. Investim foarte mult în apă, în consumul apei, pentru mâncare, pentru că eu personal plătesc sute de lei în săptămânal ca să cumpăr apă, să fac mâncare, să dau la copii. Și nu sunt numai eu. Trebuie să rezolvăm problema asta. E o problemă foarte importantă, părerea. Am mai venit odată cu propunerea asta să achiziționăm o stație performantă, să o punem jos acolo și nu ar mai fi nevoie tot timpul să curățăm, să intrăm cu cizme, cu una, cu alta, în canală.
Dar oricum, de obligare e așa preț. Anual. Da, da, da. Nu ar mai ajunge atât mămul acolo, nu ar mai ajunge. Deci se rugă să depună acum de drept faptul că suntem în zonă subcarpată. Asta este obligatoriu. De acord cu dumneavoastră, dar deci sunt soluții. Deci sunt soluții care se... Da, 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 sunt importante. Foarte scurte. Vă voi prezenta o analiză detaliată și vă voi spune cam la ce posturi să se ridică în asemenea... Sau alte soluții pentru nu le trebuie să folosim sisteme de filtrare. Nu are vestea. Nu are vestea. Dar sunt persoane care nu știe. Nu știu lucrul ăsta și consumă bătrâni, în special consumă apă și vine apă răciunită și consumă să-mi vorbim. Nu e apă potabilă. Nu așa repătată la potabilă. Nu, vreau să spun în acte, cum poate să fie apă. Da, spune-mi la bătunul ăsta, apă, să 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 apă, punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derogării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor, cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative în școli pentru perioada 2021-2023. Dacă sunt discuții, codul 7, nu? Despre alimentația. E programul, vestitul programul codul 7, care se derulează de aproape de 5 ani de zile. E bine? Așa? Și vorba de procedura de achiziții, de licitație, pentru achiziția produselor respective. El se face la pachet de către Consiliul Județean, care este finanțatorul programului. Și asta, de fapt, este o negație, în punct de vedere al administrației locale, și privind la transferul competenței către Consiliul Județean. Deci nici de cum e vorba de asumarea noastră ca să facem noi asta. Deci dăm și se ocupă, tot timpul, doamnă, dăm și se ocupă. Și noi nu facem decât să transferăm competența pentru ceea ce privește localitatea Orechești, pentru copiii din comuna Orechești, către dumnealor, ca să facă acea licitație de care și copiii la noi să beneficieze. Asta e. Da, să punem la vot, ca care sunt în trecem la punctul numărul 8. Cu permisiunea dumneavoastră, pot retrage? Da. Eu mai rămân, doamne. Eu nu v-am spus mai înainte. Haideți, doamne, să vă arăt. Da, care se înscrie la punctul la punctul 10? Cine? Eu am dus la rând. Până la urmă, las pe colega trecă. Domnul Tisecar, doamna Pugneanu, să atingi punctul de... Da. Repede, repede. Da, aveți unul. O întrebare. Dar nu, dar poate să-mi doar câteva așa în parte. E la diverse, da? O întrebare, domnul. Nu aștept pentru domnul. La primărie este pompă de scoatere ape în caz de inundații în curți la cetățeni? Da. Deține primăria? Da. Așa. A fost acum o săptămână, cred că, sau când a fost. Au fost ploile într-o duminică, a intrat iar la ope acolo, au venit pompieri da. Scot doar din casă, nu și din curte. De ce nu s-a intervenit din partea primăriei? Nu s-a anunțat? N-a răspuns. Nu să știe, adică a fost apel la 112, au venit pompieri la primărie, nu s-a anunțat. De ce n-a venit primăria cu pompa? Au venit cetățenii cu pompa de acasă. Cumpărat în momentul ăla? Atunci. Da, da. De ce nu s-a venit? Nu s-a știut? Am fost personal eu acolo. Așa, da. Deci am fost personal acolo, au venit pompieri și o tras din apă. Ceea ce știu eu, sau ce am văzut că trebuie făcut, dar și asta nu e doar de azi de ieri, va să-și facă un simplu canal de descărcare în fața ușii, dar refuză, deocamdată, dânsi, și facă un canal, simplu canal, să ducă apa, dacă s-ar adună în sus, în amonte, de locuința lor, să-l descarce către drum. Dar
Nu mai spun de ce nu a făcut, Cert este că i-am ajutat să-și facă, să-și lucreze la fundația construcțiilea noua casă. Zilele astea o să le mai dăm și pentru elevații ajutor. Am adus și beton și pompe și tot ce le trebuie. Și o să continuăm ca să-i ajutăm să-și ridice locuința nouă, pentru că aia, așa cum este așezată mai jos, niciodată nu să fie însigurată. Dar, în decursul anului, da, acolo era un șans, domnul primar, acolo în spate era un șans, cetățenii l-au ascultat. Că apa ieșea de la Codreanu, se ducea la Bogea, se ducea în Gârâ. Cetățenii l-au ascultat. De ce nu s-au luat măsuri de atâția ani? Deci noi facem, dăm ajutor la case, facem case, mă rog, nu l-au ascultat. Dar, de ce nu s-a făcut șanțul? Să fie păstrat în continuare șanțul și găsit o metodă să scurgă acolo la Codreanu, să ducă la Gârâ, nu? Fiecare își face gard și apă tot până la urmă nu se ducea apă. Să-și poate și de deci, probabil, da, dar șanțul nu trebuia să da, 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 să da, 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 să fac nimeni. Aluviunile care au venit de-a lungul timpului. Așa, și de ce mai trebuie la primăria? Trebuia să intervină, să avem urdă, acum, de ce nu faceți șanța acolo? Am mai vorbit în altă, altă ședință anterioară, prima dată trebuia să-i intervină. Asta ne-a zis, făcut șanță, făcut ceva domnul primar, așa ne bate tot timpul. Că vine apa, vine pompieri, nu vine acolo, doamnă, cei care și-au făcut gard, nu pot să le mai spun gard. Da, asta e altă problemă. Autorizație de construcții pentru gard. Vă rog frumos să luați măsuri, dacă nu eu merg mai departe. Că nu sunt autorizații date de construcții. Fiecare face ce vrea. Eu dacă făceam gard, veneam și ne stricat. Sunt sigur de asta. Mă chemați imediat la primărie să dau cu subsemnatul. Alții au voie să facă gard, să facă construcții pe proprietate, să scurgă apa. Este o construcție la opre acolo. De ce e făcută chiar... nu respectă distanța. Ați luat vreo măsură, domnul viceprimar. Dumneavoastră, ce calitate e? Mergeți prin sa, vedeți, da? Vă rog frumos să luați măsuri legale care să cuvin pentru toți. Deci toți suntem legali, toți credim în pot de a fost chemat la primărie să vedem cu actele și să demonstreze dacă are autorizație cu plătirea respectivă. Deci să vedem, că acolo nu este autorizație dată. Deci și ședința trecută s-a mai spus și a spus că nu este autorizație. Dată de construcții pentru, nici pentru gard, nici pentru construcția respectivă. Deci să fie totul legal, deci fii cetățenii toți. Adică alții plătesc autorizații să-și facă construcția, alții nu. Să fim egal toți. Și luați măsuri pentru șanță, acolo făcut ceva, nu? Tot timpul venim, ne batem cap în cap aici și nu luăm nicio măsură. Vorbim în zadar. Este buldo la primărie, veniți cu buldo să pați șanț, băgați ceva, o țeavă, un tub să scurgă la Codreanu acolo, că apare cursul ei, că așa este. Nu schimbăm noi cursul, fiecare facem gard, nu schimbăm cursul la... Nu mai putem să fac oricum, fiecare și-a făcut gard. Trebuie să mergem la vechiul aplasament. Exact. Nu ni s-a dus, măsurăm la fiecare, exact. Care are mai mult, am mers cu șanță. Ce să mai zic? Noi suntem autoritate peste tot ori numai. Clar, mă duc cu harta și zic, băi, aici am fost. Vechiul aplasament, ce era pe harta? Era șanță acolo, pe este șanță. Sunt actele la primărie, bănuiesc că n-au. Dar numai la primărie, se găsește la chimie, chiar dacă n-am. Da, da. Și mi-e pe vechiul aplasament. Nu se poate așa ceva. Pe vechiul aplasament. Fiecare face ce vrea. Avem comisie, nu consilierii locale, avem comisia agricolă care... Și ce? Vedea apa pe acolo și cum avea locul, dar nu e invitată din locul. Trebuie pus un tub acolo făcut de traversare, că se poate, nu-i ceva să fie acum. Noi facem proiecte, să asfaltăm drumurile din extravinal și în interiorul centrului. Da, dacă e nevoie, merge cu toți, toți consilierii, mergem acolo. Nu se poate așa ceva. Avem la Cotățel, nu
avem sală de la Corbuțan care putem să o căminu, să-l închiriești ori, dar nu sunt mese. Îți mesele șurile, nu se poate. Putem să facem, să cumpărăm 10-20 de mese de astea mai mari acolo, în perioada asta de vară, dacă o facem în luna asta, pentru că vin și oamenii sunt nemulțumiți, că fiecare ar vrea. Și dacă să am eu unul aici, nu poate spune ăla cu metrienul cu care am trei sau nu știu ce. Adică să-i găsim și lor modalitatea încât să fie toată lumea mulțumită din Mureșeș. Și acolo așa, trebuie niște scaune, deci 40 de scaune până la 50 de scaune și vreo 20 de mese de astea mari. Nu-i ceva ca să plicoste enorm. Eu zic că e o sumă mică care ne-o scoate numai cu închiriere în vara asta, care o să fie, o să înceapă acum și o să fie săptămână de săptămână ocupată. Și asta e. Va fi o reprezentare din ceea ce cunosc eu, în etapă următoare și am în vedere inclusiv dotarea asta și pe care am mai discutat cu doamna, am discutat recent chestia asta, că au niște activități acolo. Dotarea, deci de la Cornețel, cu scaune și cu mese suplimentar, ele au fost, dar cu timpul s-au deteriorat, s-au uzat. Așa, și o să mai avem și alte chestiuni care trebuie să rezolvăm în etapă următoare. Poate pe domnul, într-o lună sau așa, face la următoare și eu sper că într-o lună putem să ne luăm. Adică să dăm drumul, să nu fie lumea nemulțumit, după aia aș face și eu de vreo la absurd, nu se găsește acum mai perioada asta în care, na, bine, am vrut toată lumea. Dar vreau să ne-am terminat cu primul subiect, cel pe care v-ați spus. Intenția noastră, și cu colegul meu știi foarte bine discuția, este să-l ajutăm, sau să-i ajutăm în special, să ridice căsuța aia așa cum se poate. Cu ajutorul nostru, cu ajutorul oamenilor, altora și străinși în localitate. În paralel cu asta, noi am discutat și vis-a-vis de un canal betonat de descărcare a zonei, ca să nu mai vene casul, să se ducă nici la vale, nici la deal. Adică să o facem în așa fel încât să se ducă și în siguranță și construcția nouă care o să fie acolo, dar și ei să scape de calvar și să nu mai fie atăceată și discuții. E adevărat, fiecare se protejează când e vorba de apă, asta e clar. Nu trebuie să mai comentați. Iar cel aflat în nevoie trebuie ajutat ca să depășească momentul. Mulțumesc. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, deci la noi sunt probleme cu ăla la Văhin, cu descărcarea râului ăla de la râul școlă. Totdeauna avem de cazul și se rupe drumul. Și problema tot așa, să facem canalizarea aia în spate, dar să o modernizăm, să nu rămână doar o simplă râd, nu știi? Care trebuie să iei acolo, da, să nu fost deci, cetățeanul acolo și-a făcut pentru el un podet, când vine volum de apă mare la păduri, și normal ea se strangulează acolo și se duce după altă urmă. Iar dacă o ia pe drum, strică tot drumul. Și așa a fost domnul Vici și o repartă acolo cu vola. Nu înțeleg de ce vine cu vola personală. Eu chiar nu înțeleg. Este bulbă aici, hai să nu mă bie lui. Nu se poate. Este concurs de ocuparea postului, nu mai e. Nu mai e. Iulie. Domnul Pisecalu, ce spune? Două lucruri. Referitor, domnul primar a spus, deci era vorba de lapte și cuor și trebuie să sprijinim copiii, să-i ajutăm. S-a dat o hotărâre de Consiliu local privitor la ajutorarea fetițelor sportive, știți, botez Havana. Se respectă, eu n-am verificat, că nu. Și eu am cerut o altă soare, eu. Că așa merita, dar s-a hotărât 1000 de lei, era așa, doamnă, 1000 de lei la 3 luni. Deci suntem, n-am verificat, suntem la zi, pentru că am văzut o filmare. Deci s-a luat un interviu, fata chiar face treabă. Altcineva spunea, nu, că îi trebuie mărții, că ai. Așa. Bun. Nu, poate oprește camera, dar așa este. Deci vreau să știu dacă se dă banii copilului. Așa. Dacă tot îi sprijinim. Și a doua, domnul viceprimar. Nu, a avut laur sau nu știu. Care face treabă, face. Deci e pe teren. Este. Problema este în urma aia, acolo, la domnul, îi zice, are o corectă, la o tintă, la stanci, acolo. Pe stânga e Benia. Pe dreapta este acum e tubul din canalizare, ridicat vreo 30, 25, 30 și în dreapta imediat e un cămin de apă, de când rău, se trecea peste el. Nu mai e spațiu din loc. Ori era dacă a stupat, cred că i-a stupat, că a fost hidrant. I-a stupat. Păi da, și ce face? Ați văzut poate, nu? Că poate a stricut pe acolo, că treceți, mereu. Haideți să
spargem pe ăla cu ceva, să-l anulăm, adică să nivelăm cât de cât până se va asfalta. Că ăla de la canalizare trebuie să lăsăm, că așa e poate, mai lasă mai jos. Dar nu e spațiu, probabil. Deci, practic, hai să... Când o să te văd betoane, la toți hidranțe, oricum, mai să-i hidrant la care mai trebuie să sparg betonul. O să am o vedere să sparg și acum. Sunt două cămini, unul pe stângul pe dreapta, a rămas strâmb. Da, de parcă nu mai e spate. Dar o să sparg. Omul și-a fost deja, da, o să dar e corect așa, până la urmă vorbim, așa, da. Lăsăm-o neapă de spate, și așa e strâmbit. Da. Problema e că sunt lucruri cămini și rotunde. A noastră spătate, putem să... Nicălui de apă. Da, sunt rotunde, deci cum mă... Deci, ca să mai iau, să nu fii conțuros ca să nu poți treci cu mașina sau asta. Și putem prinde și împreună. Vedem, acolo oricum, dacă se fac la asfalt, o să zice sus. Dar ăla nici încă mine, de apă, de drag, ce? Ăla a fost un... Unul de apă. Și mai ești apă, mă bine, dar apă. Ia, iese de anul ăla, dar e... Nu știu, e să vrea apa pe spate, dar nu e să vă un loc, dar ca să așa anulăm de acolo și nu avem o intervenție, ăla să nu... Ori să săpăm și o să-l aducem la nivel cu o plată de beton ceva. Dar i-a scăpat? Nu. Ce speranța de cu drumul ăla agricol acolo la se rezolvă? Asta... Am terminat proiectarea toată, documentația e gata. Așteptăm să vedem ce decizii luăm cu privire la finanțarea lor. Dar cu rigorul de primar care sunt la strada mea, mai de departe, ce stat am în strada mea, ce stat am în salut, salut. Am făcut. Da. Vă mulțumim.